Toate cele trei goluri s-au marcat în decurs de 6 minute, oaspeții înscriind prin Pablo de Lucas, minutul 59, și Cristian Gana, minutul 61, iar ploieștenii prin Michele Paolucci, minutul 65 din penalti, după un hands în careu comis de Harold Gulong. La FC Viitorul au eburat portarul Pecania și mijlocașul Pablo de Lucas, fost jucător ai Petrolului. Oaspeții au avut și un gol anulat în mod eronat, deși Aurelian Chițu marcase din poziția regulamentară minutul 24. FC Viitorul e neînvins în ultimele 7 deplasări, 5 victorii, 2 egaluri, și își va păstra poziția a treia și după această etapă, penultima din sezonul regulat. Îmi pare rău că am pierdut acest meci, pentru că eu cred că Petrolul a avut o atitudine foarte bună la acest meci. Felicit jucătorii care au fost cei care au intrat în teren, felicit toți oamenii care au fost pe margine pentru că au fost lângă echipă și s-a văzut că sunt cu adevărat o echipă. Felicit oamenii din tribună care ne-au susținut din primul minut până în ultimul și sper ca în continuare să creadă în noi, pentru că încercăm să facem un lucru extraordinar, încercăm să aducem puncte și sper să o facem la meciul cu Timișoara. N-am cum să ascund cum am fost supărat în prima etapă acasă, unde n-am fost noi. Așa sunt acum fericit pentru că a revenit spiritul care l-am avut în turul campionatului. Mulțumit de victorie, 3 puncte importante. Cred că în jocul nostru a fost consistent, bun, cu toate că am avut iar anumite momente în când am dat adversarului posibilitatea să devină periculos, dar mulțumit că am avut reacție după o săptămână de când am venit acasă proastă. În această săptămână, cu discuții, cu certuri, cu una, cu alta, văd că lucrurile au revenit la normal acum și sper că acum cu victoria aceasta să ne căpătăm, să ne adaptăm și noi, că am tot stat în pregătiri, să ne adaptăm și să revenim cei care am fost înainte.